Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu! Astăzi voi pregăti prăjitură pufoasă cu mere. Pentru a vedea ingredientele și modul de pregătire, vă rog să rămâneți alături de mine. Pentru această rețetă voi folosi următoarele ingrediente. Pentru blat voi folosi făină, lapte, ulei, ouă, praf de copt și zahăr. Iar pentru umplutură voi folosi mere, zahăr bun și scorpișoară. Pentru început, într-un castron și cu ajutorul unei răzătoare, voi folosi răzătoarea cu găuri mari. Eu le voi rade toate merele cu coajă cu tot. Deci eu rad merele cu tot cu coajă, fiindcă toată vitamina este în coajă. Dragii mei, merele sunt gata, le voi pune deoparte. Iar într-un castron voi bate cele 3 ouă. Voi pune zahărul. Voi amesteca foarte bine totul. Voi adăuga și uleiul. Voi adăuga și laptele. Am omogenizat foarte bine totul. Voi pune compoziția deoparte. Voi lua castronul cu făină, iar în făină voi adăuga pliculețul de praf de copt. Voi amesteca foarte bine făina cu praful de copt. Voi pune compoziția de făină deoparte, voi lua cealaltă compoziție, iar cu ajutorul unei linguri voi presăra făină. Voi amesteca foarte bine compoziția, adăugând făina treptat. Voi pune și restul de făină. Ei, voilà, dragii mei, și cam aceasta este compoziția pentru prăjitură, arată minunat. Voi pune deoparte compoziția, voi lua castronul cu mere, voi pune zahărul bun și scorțișoara. Iar cu ajutorul unei linguri voi amesteca foarte bine totul. Compoziția este gata. Într-o tavă voi pune puțin ulei și o voi tapeta cu puțină făină. O voi unge foarte bine și pe margini. O voi tapeta și cu făină. Iar acum, cu ajutorul unei palete, voi pune jumătate din compoziție. O voi aranja frumos, uniform. Iar acum voi aranja merele. Aranjați merele foarte uniform pentru a ieși o prăjitură egală.
Uitați, nu a rămas deloc suc. Am aranjat-o foarte uniform. Iar acum o voi bate puțin. Iar acum voi pune restul de compoziție. Voi aranja totul uniform. Și o voi pune la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, cam aproximativ 30-35 de minute. Dragii mei, eu sper că v-am inspirat și de această dată cu această rețetă simplă și delicioasă. Eu vă mulțumesc pentru urmărire și pe cât mai curând la următoarea rețetă. La revedere!